Iarna blândă care a fost la munte ar putea face ca drumul Regelui să fie deschis mai devreme decât se preconiza. Transalpina a fost închisă temporar din octombrie anul trecut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Astăzi, prefectul Gheorghe Paraschivu a mers pe traseu alături de reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu pentru a vedea cum se prezintă drumul. În primul rând, ne interesează care este starea drumului și ce cred că interesează pe toată lumea, care sunt posibilitățile de redeschidere în perioada următoare a Transalpinei. Vom vedea cum se prezintă carosabilul, vom vedea cum se prezintă șanțurile, dacă sunt căderi de pietre și vom stabili împreună cu Secția de Drumuri Naționale un calendar de efectuare a lucrărilor în zonă, pentru ca în cel mai scurt timp Transalpina să se deschidă. Să se deschidă mult mai devreme decât anul trecut. Paraschivu s-a declarat mulțumit de cum a acționat firma de dezăpezire pe drumurile naționale în această iarnă. În principiu, da, sunt mulțumit, mai ales că a trecut un sezon de iarnă în care nu au fost probleme. Au acționat pe toate drumurile naționale și tot timpul drumurile au fost negre. Deci cum s-au anunțat fenomenele meteo gen ninsori sau polei, au acționat rapid și cu material antiderapant și cu soluții de dezghețare încât circulația a fost în regulă. Anul trecut șoseaua s-a deschis după luna mai, din cauza că zăpada s-a menținut în cantități mari pe șosea și în perioada de primăvară. Redeschiderea tronsonului înseamnă și mai mulți turiști în zona montană. Cu siguranță va spări numărul de turiști și nu numai la Rânca, chiar în tot județul, pentru că va fi o cale între Ardeal și Oltenia și pe lângă stațiunea Rânca, turiștii vor veni și spre Târgu Jiu, spre Tismana, practic în tot județul. Oficial, conform site-ului CNAIR, Transalpina este închisă până la data de 31 martie.